Salut pe toată lumea, fiți pe pace, fiți pe pace. Doamne, cât de când am ascultat un video, cred că are vreun minut, două, mi s-a și mutat antena dintr-o parte în alta. Ce să faci? Imediat îmi vine frizerița din Dubai și mă tund. Am o întrebare pentru creștinii care cred în proroci, că nu toți cred în proroci, nu? Bine, acum eu personal, deci, no, voi ziceți că eu nu sunt creștină, dar am și eu credința mea. În fine, eu personal nu cred în proroci, dar asta nu înseamnă că, nu știu, că acuz penticostale, dar ce doamne văd aici, deci că mi s-a arătat o antenă mai mare decât doamne. Dar, de exemplu, știu că sunt unii penticostali care cred în proroci, nu? No. Acum eu nu o să mă apuc să eu cărăsc pe ei pentru că cred în proroci. Doamne, și ferește, nu. Dacă așa cred, așa cred. Da, eu ce să fac? Cum și ortodox și cred în Maica Domnului și nu știu ce. Fiecare oameni bun că voi o să fiți trași la răspundere, dacă o să fiți, nu eu. Adică fiecare pentru credința și necredința lor. Bun. Însă am o întrebare pentru creștinii care cred în proroci sau în prorocii, cum vreți voi. Când știți că o prorocie nu e de la Domnul. Că normal asta înseamnă prorocie, da? Un mesaj pe care Dumnezeu îl transmite printr-un lucrător al lui, printr-un vas al lui, un om care e proroc. Nu, eu asta știu că înseamnă prorocie, adică așa am auzit că se predica de pe la noi, de pe la biserici, când eram și eu la biserică, așa mai departe, la biserica penticostală, da? No, de unde știm noi, sau de unde știți voi, cei care credeți în proroci sau prorocii, când mesajul e autentic, mesajul transmis, că e de la Dumnezeu sau că nu e de la Dumnezeu? Cum vă dați seama? Cum? Vă pun întrebarea asta pentru că o să dau play la un videoclip, e pe TikTok, așa l-a scos Domnul în calea ochilor mei. Eu o să-i dau play, vă rog să-l ascultați și pe urmă, nu știu. Aștept să văd cum vi se pare vouă atitudinea acestui pastor. Din câte observ, biserica e penticostală, pastorii penticostali, dacă nu greșesc, dacă greșesc, mă poate corecta cineva pe acolo, că nu e o problemă. Și eu, după ce am ascultat, am tras concluzia asta. Vă zic de pe acum ce concluzie am tras. Pe urmă, scrieți voi ce părere aveți. Că o prorociță, s-o fi dus, s-o fi transmis un mesaj, o prorocie, doar că pastorul bisericii a fost deranjat. Că nu a fost de la Domnul mesajul, că nu e de la Duhul Domnului, că sunt minciuni. Și-o scos-o pe femeia afară, cam asta am înțeles eu, plus de asta a avut atitudinea pe care o a avut-o. Pentru că prorocița ar fi zis că el nu e o căpetenie după voia Domnului. Dar acum întrebarea mea ar fi, vă spun toate chestiile astea ca să fiți un pic mai atenți când urmăriți videoclipul, da? Întrebarea mea ar fi următoarea. Să presupunem că prorocița respectivă, pentru că în videoclipul ăsta nu s-a redat și prorocia. O să-l auziți doar pe pastor cum vorbește și vorbește și vorbește. E mustră, e dă, dă, dă și pe aia pa, cântăm o cântare spre slava Domnului, dacă se mai poate cânta spre slava Domnului la ce circo făcut în biserică el. Dar să presupunem că prorocia ar fi fost falsă, inventată, că mai e și proroci mincinoși, oameni buni. Numai că noi acum nu știm dacă a fost o prorociță după voia Domnului sau nu. Dar hai să presupunem că nu a fost o prorociță după voia Domnului. Că o inventat ea, cum inventează alții. Elic Emenoveli, spac. Rulme, rulme, șomana mana graut, așa vorbea și Duh. Că sunt mulți care mințesc. Dar hai că lăsăm așa, că a mințit femeia. Că s-o duș, au mințit despre pastor, că nu e o căpetenie bună și bla bla. Credeți voi că atitudinea acestui pastor o fost după placul Domnului? Credeți că trebuia să procedeze așa? Adică, eu vă spun sincer, bine, eu vă spun, oameni buni, vă spun părerea mea, deși ne lipsesc foarte multe date. Deci, în situația asta, ne lipsesc foarte multe date, adică noi nici nu am auzit prorocie. Dar se poate subînțelege foarte clar că l-a mustrat pe el căpetenia bisericii. Și el, dacă e pastor, pe cine e căpetenia bisericii? După spusele și traducerile lor, înțelegeți, da? Chiar dacă n-am auzit prorocia,
doar după atitudinea manifestată de el, de pastor, îți dai seama că suferă de un narcisism și ego foarte mari. De exemplu, dacă eu aș fi fost în locul lui, da, și intra și 10 proroci, să fi prorocit unul peste altul, pe bandă rulantă, că petenia nu-i bună, că biserica mea are din rău spre mai rău, că bla, bla, bla. Ok. După ce termina de prorocit, cred că întrebam dacă au nevoie de un pahar cu apă sau ceva, că răgușești când vorbești atâtea și zice atâtea. Și o chemam frumos în față, sau o chemam frumos în față și rugam frumos să stai frumos la amvon și să-mi spună ce le-a mai arătat Domnul cu privire la viața mea, da? Ca și cum i-aș fi fost pasul și așa mai departe. Ce mai are Domnul de spus? Care e mesajul Domnului? Care e sfatul Domnului? Nu? Că normal, după traducerile pentecostalelor, prorocii sunt un fel de intermediari între noi ceilalți și Dumnezeu. Din moment ce Dumnezeu transmite mesaje prin ei. Nu, asta vă spun după teoria pentecostalelor sau a cultelor care cred în proroci. Mă înțelegeți, da? Eu v-am spus, eu personal nu cred. Eu cred că dacă Dumnezeu are de vorbit la cineva, îi vorbește lui. Eu asta cred, adică, da. Dar hai să lăsăm așa, că există și intermediar. Bun, ok. Dar eu așa aș fi făcut. Nici într-un casă mă apuc să zbier în biserică, să zic că e biserica mea, că la cine îi convine să se ducă. Totuși, dacă tot ești într-o adunare, la amvon, pastor, dacă tu vorba vine oameni buni, că eu multe biserici eu nu le consider casele Domnului, pentru că e destrăbălare acolo. Dar să pretinzi tu că ești în casa Domnului și să te manifeste așa, fără nicio reținere, fără nicio etică, fără, știți, stau și mă întreb și îmi pun semne de întrebare. Oare acasă la ei cum procedează? Oare când se află sub tensiune sau într-un conflict, cum procedează? Dacă în biserică urli și vorbești cum vorbești, acolo sunt copii, acolo sunt familii, acolo sunt oameni. Că atunci iasă la suprafață bunătatea sau răutatea din sufletul tău, când ești la strâmtoare, ca așa când ți-e bine și ești mâncat ca și chelăbustă timpul, ah, ești ok. Nu, acolo când te enervează cineva, când intervin conflicte, tensiune, presiune, da, acolo de fapt observăm ce aptitudine ai, ce suflet ai. Păi dacă în biserică, pastore, nu știu cum te cheamă, oricum, cu siguranță, cineva, mă refer, măcar o persoană din cei care mă urmăresc, probabil o să te recunoască și probabil o să mai ne ofere informații, dar vă rog frumos, oameni buni, dacă îl cunoașteți, adică dacă știți cine e și așa, să nu mințiți. Adică nu scrieți mai mult decât nu trebuie, doar ca să ne umflăm în comentarii. Nu, dacă știți de ce pastor ești, de la ce biserică, puteți să scrieți. Și pe urmă mă duc și o să ascult predii, să vedem cu cine avem de-a face, că eu nu mă aduc aminte să-l fi criticat pe omul ăsta. Adică nici nu știu cum îl cheamă. Dacă nu știu cum îl cheamă, Doamne iartă-mă, cum poți să critici dacă nu asculți predii și așa mai departe, da? No, dar chiar dacă prorocița respectivă o inventat, atitudinea ta, Mister Pastore, care te autointitulezi tu cum vrei, mi se pare jos, foarte josnică. Înțelegi? Adică n-ai cum. Păi dacă acasă te supără soția sau copii, ce faci? Deși lipești una. Că după atitudinea pe care ai avut-o, asta mai lipsă. Serios, dacă nu, eu așa am observat. Păi înseamnă că tu chiar nu ești o căpetenie bună. Înseamnă că sora aia chiar a zis-o bine, nu? Îs curioasă dacă există oameni care au înregistrare cu prorocia respectivă. Să auzim și noi ce fel de rulment s-o tras. Nu a fost de la Domnul. Dar, Gini, să știm că ești tu de la Domnul. Dacă prorocița respectivă nu a transmis un mesaj la Domnul, Dionie, să știm că mitalii ești un pastor după voia Domnului. Dionie, să știm. Că tă dumneata, în timp ce scrofăleai pe toată lumea pe acolo, mai luai câte un verset, două din Biblie și jonglai cu ele. Că oricum, vă așa vă place să faceți. Le folosiți după bunul vostru plac. Că doar voi manipulați Biblia. Așa, asta e. Pac, pac, faceți armă din ea. Că oricum ați transformat-o într-o armă albă. Și ai zis că oamenii se cunosc după rod. Pe rodul tău care în cazul de față? Atitudinea ta care lasă de dorit. Păi și după manifestarea pe care noi o vedem și pe care eu am văzut-o, rodile tale sunt foarte, nici măcar nu pot să spui că-s rode. Nu-s rode, sunt buruie, urzici, ferighe din aia, sau cum îi spune.
Ferii, de care mâncă nici vacile nu mănâncă, că știu că merg la vaci. Nu mâncau vacile ferii. Din aia sunteți voi bure. Vai, vai, vai. Hai să dau play, oameni buni, la videoclip. Și spuneți-mi voi dacă atitudinea lui a fost corectă. Chiar dacă prorocița aia nu fi fost din partea Domnului, ok, dar a fost bine cum a vorbit el. Atitudinea lui. Și uitați-vă, dar fiți mai atenți să vedeți ce expresii folosești. Zici că el e Dumnezeu și restul ceilalți. Doamne, ce mai pastori. Ce pastori, mă, ăștia ciobeni afumați. Nu că pastori. Aveți noroc voi ăștia pe care vă critic că nu pot să fiu 100% cum vreau, adică cum sunt eu de fapt. Pentru că m-ar bloca YouTube-ul, știți? Că v-aș pune vreo două, trei și n-ar mai trebui să stau să critic câte o oră. Ar fi suficient 10 minute ca să vă zic direct cum sunteți, știți? Dar așa nu pot și trebuie să apelăm la Duhul Blândeață, că asta e viață. Și apelăm că avem și blândeață, nu-i stres. No, hai să ascultăm. Na, să ascultăm ce s-a întâmplat. Să fiți, vă rog frumos, atenți, ok? Că nu o să lăs să meargă de două ori, că e lung și nu... În fine. No, haideți să vedem. Persoana care a publicat videoclipul a scris ca titlu, ci că un păstor adevărat cu autoritate. Da, haideți să dau pe oameni buni, că nu are rost. Binecuvântat să fie numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înainte ca să continuăm slujba, vă rog frumos să vă așezați, pentru că am de spus câteva lucruri. Spun lucrul acesta de pe poziția pe care o am, despre autoritatea pe care o am în Domnul, în această adunare, că ceea ce ați auzit astăzi aici, nu a fost nimic de la Domnul și de la Duhul Sfânt. Nimic nu a fost. Cu această femeie, noi am avut și în Atlanta probleme, e vorba de doamna asta, Luminița, Popa, niște fugari din California, în Dallas, din Dallas în Missouri, înapoi în Dallas, înapoi în Atlanta, înapoi la Missouri, înapoi la Atlanta. Pe fratele Luca l-a făcut de nimic în fața adunării, pe mine m-a făcut de nimic acolo în Atlanta. Lucrări din astea, cum ați auzit astăzi, fraților, dacă un duh străin a avut curajul să facă lucrul acesta la noi în biserică, de ce Duhul Domnului să n-aibă curajul să spună că nu a fost de la Domnul? Nu a fost de la Domnul. Noi nu suntem sfinți. Noi nu suntem oameni depuși în ramă, dar nu suntem nicicum ne-a făcut femeia asta. Uitați-vă la mine, familia Popa. Cu asemenea atitudini în biserica asta, nu mai aveți ce să veniți. Puteți pleca acum. Și aici la noi în biserică, cât sunt eu păstor aici, nu mai prorociști niciodată. Aduți aminte de gafele din California, de gafele din Dallas, pe care toate le știm. Și le cunoaștem. Ai fost chemată la comitet în Atlanta, când eram acolo păstor second cu fratele Luca, v-ați luat hârtia de membri, ați fugit. Veneați ca pe furiș, proroceați, dădeați în toți, marți seara la rugăciune. Ți-amintești că te-am oprit acolo marți seara la rugăciune? Ți-amintești? Și aceeași atitudine și aceeași față o ai și astăzi. Pe chipul matale se vede că ești stăpânită de un duh străin. Domnul să te ierte pentru astfel de atitudini. Un vas a Domnului îl cunoaștem după roade, nu după prostiile pe care le vorbește. Păi dacă tu după vorbești roade prostii. Îl cunoaștem. Și roadele voastre, uitați-vă în urmă, le știe nu numai noi, mai mulți. Asta faceți și în Atlanta. De ce nu mergeți la fratele dumneavoastră să prorociți astfel de prorocii? Pentru că nu vă lasă. V-a dat și de acolo afară. Vă rog frumos să nu vă mai aud gura la noi în biserică. Amin. Haideți să gândim cu toți o cântare. Între timp, dumneavoastră, dacă vreți, puteți să plecați. Ne ridicăm cu toți în picioare și cântăm o cântare cu toții. Nu vă faceți probleme, nu vă năcăjiți. Nu a fost Duhul Sfânt ăsta. Nu a fost. Duhul Sfânt spune de adevăr, adevărul și realitatea. Dar nu așa. Nu așa. Nici o șansă, nici o nădejde. Biserica noastră e vai și amar. Nimic nu-i bun. Începând de la mine până la toți trebuie să... Ce să facem, fraților? Noi suntem oameni. Toți avem slăbiciuni, dar Duhul
Duhul Sfânt știe cine suntem noi. Duhul Sfânt cine știe cine sunt eu. Și Duhul Sfânt știe cine sunteți dumneavoastră. Eu nu cred că păstoresc o biserică cum v-a făcut acest Duh în această dimineață. Eu nu cred asta. Dacă dumneavoastră credeți că, cum a zis femeia asta, că căpetenia nu-i bună, că Domnul știe numai după aproape 4 ani că căpetenia nu-i bună, și o să ne spună niște oameni care... Să vă ierte Domnul. Duceți-vă acasă și cu asemenea atitudine aici să nu mai veniți. Amin. De lucrul ăsta răspund eu, nu vă năcăriți. Hai să gândim această cântare și apoi continuăm slujba. Binecuvântat să fie... Nu. No. Nu, oameni buni. La noi în biserică gura mică, cea comică. Nu mai aveți voie să spuneți nimic. Indiferent ce ar fi prorocit femeia respectivă, oameni buni. Cum vă dați seama dacă mesajul a fost de la Domnul sau nu? De unde știm că pastorul a avut dreptate, că el a vorbit de la Domnul? Și că nu prorocița vorbit la Domnul. Cum deosebiți duhurile astea? Spuneți-mi și mie, eu chiar sunt curioasă. Cum deosebiți duhurile mincinoase de cele adevărate? Cum? Ce metodă aplicați? Ori sunteți printre cei care mă urmăriți? Care mergeți la biserica asta? Ați auzit prorocia aia? N-ați auzit-o? Nu aveți. Asta e. Oricum, ne dăm seama că l-o mustra la greu. Asta se înțelege foarte clar, adică se înțelege. Cam mânios ai fost, pastore. Și să fi fost din partea lui Satana, și să fi fost invenție. Pentru ce te-ai sifonat așa de tare? Oare să aibă dreptate, sora prorociță, cum ai zis că o cheamă? Altfel nu mi explic, pentru ce să te enervezi atât de tare? Pentru ce și de ce? De ce? Hai că dacă ți-ar fi dat cineva foc la casă sau ceva, te enervezi, mă, că ești om, dar totuși. Pe de o parte, tot tu spui că nu suntem sfinți, nu suntem depus ramă, că avem și noi greșeli. Dar normal, nici tu nu crezi ce vorbești acolo. Pentru că dacă ai fi crezut lucrul ăsta, n-ai fi avut atitudinea asta. Pentru că ți-ai fi dat star din seama că n-ai cum să fii un lider religios, un pastor perfect. Și că da, poți să fii o căpetenie dezastroasă. Sau tu te crezi imaculat, te crezi intangibil, te crezi cum? Eu, după cum te-am văzut că te-am manifestat aici, eu cred că mitali tare mult te-ai de ascuns. Asta cred eu, că nu-mi trebuie 100 de ore să mă uit la un om să văd, dar după cum te-am manifestat, pe cum să te enervezi în halul ăsta, în casa Domnului, pe o prorociță? Pă putea să zic câte te bale vernile din lumea asta. E tot să matere. Dacă tu-ți cunoști sufletul, și mai sunt vreo 2-3 care îți cunosc sufletul și viața și dacă îți după voia Domnului, păi de ce să te deranjează o prorociță? Gura mică în biserică? Păi normal că voi când ați chemat-o la comitet o fugit. Păi cum să nu fugi? Că la ce atitudine aveți voi să și chemă oamenii să nu le lipiți două. Lăsați voi comitetul. Nu! Când au loc asemenea manifestări în biserică de față cu enoreașă, acolo de față cu enoreașă să vorbiți cu prorocița. Dar nu să o alungați. Nu așa se rezumă situația. Nu așa se rezolvă. Asta nu e rezolvare. Nu îți crești tu cornile de berbec și dă-i. Nu. S-au întâmplat de față cu oamenii, adică cu enoreașă din biserică? Da, pentru că o prorocit în biserică. Păi trebuia oprită toată slujba, dacă așa de tare te-o deranjat, și acolo de față cu oamenii, fie că la amvon, fie că mișcați amvonul ăla să se vadă cum vorbiți voi, câte un scaun la fiecare și haideți să vorbim. Haideți să vedem cum e bine, cum nu e bine, să vedem ce spune Biblia. Haideți să vedem. Nu, acolo în comitet unde sunteți numai voi, gașca voastră mafiotă, căpetenii pe care voi vă votați unul pe altul, bă. Mă, voi vă votați unul pe altul, nu Dumnezeu, ci că vorbesc din poziția pe care o am și cu autoritatea pe care o am. Ce autoritate, mă? Mă, ce autoritate că voi vă dați gradile unul altuia. Nu vi le dă Dumnezeu. Când îți dă Dumnezeu gradie, nu trebuie tu să te pui la amvon. Că
că Dumnezeu îți dă gradie încât tu strălucești oriunde mergi. Tu oriunde mergi ai înțelepciune. Tu oriunde mergi ai armele Domnului cu tine, oriunde. Nu vă trebuie amvoane și cravate și costume și să fiți bărbați neapărați, că Dumnezeu nu își revaște înțelepciunea numai în parte bărbătească. Stai liniștit, pastore! Uită-te în Scriptură! La câte femei le-a dat Dumnezeu înțelepciune. Și nu trebuie să fie pomposele pomposelor, nu! Că Dumnezeu lucrează și prin oameni umili, nu? Smeriți. Nu? Nu cu faraon din ăștia. Asta ar fi trebuit să faci. Lăsați voi că știi că te-am chemat la comitet. Știi că te-am chemat. Știi că n-ai venit. Știi, știi? Lasă știu tu ăsta. Trebuie să fie martor. Da, trebuie să fie martor când vă judecați. Dar nu martorii aia aleși de voi. Ca pe urmă să vă votați după bunul vostru plac. Nu, lasă-mă să vadă în oreașă. Că doar sunteți o familie. Nu, așa se presupune că sunteți o familie. Păi când sunteți o familie, să vorbești acolo, să se audă, toată lumea să audă. Să-și dai și în oreașă cu părerile, să spună și ei. Un sfat, nu ceva, sau în oreașă n-au înțelepciune, numai voi ăștia medaliați cu... Bă, că aveți la etaloane după etaloane și grade după grade și că voi sunteți maneliștia care tot își pun pe ei numai grade și grade. Vă numai comitetul vă place. De zici că numai voi sunteți aia care gândiți. Numai prin voi poate să lucre Domnul. Numai prin voi, bă. Mă, aroganților. Din moment ce tu ți-ai permis să ai atitudinea asta, să stați jos că vorbesc prin autoritatea pe care o am și din poziția pe care o am, să bla bla bla, pe tu prin câteva propoziții, nici măcar nu avem nevoie de prorociile nimănui în cazul ăsta. Doar după manifestările mitale putem observa că ai probleme grave, cel puțin spirituale. Da? Cum să te enervezi în halul ăsta că o proroci cineva după, că nu ți-o plăcut ție? Dacă nu ți-o plăcut, fă și tu cum a făcut Joana. Știi, și nici Joana. Așa presupusul tata meu ăla care fichi-fichi și am ieșit și eu, că asta e viața. Tot vineau prorocile la casă și îl mustrau. No, că îl mustrau. Și o soră vinea un pic mai des. Mirița o cheamă pe sora. Poate o știe cineva din județul Bistrița Năsăud. Mirița, sora Mirița, nu știu dacă mai trăiește. Și eu nu mă înțelegeam atunci de ce vinea ea mai mult. Dar acum, mare fiind, că atunci era mai mică, logic, îmi dau seama. Păi normal că dacă Joana era cu apartamentul în renovare, nu? Schimba dulapurile, știu eu ce mai făcea, vopsă și ni spărgea nouă hocurile de cap, în fin. Și ea când a văzut că el lucră în apartament, ce s-a gândit? Hai că îi te prorocesc, că să-mi dai asta ceva. Și el, în timp, după ce au prorocit așa, eu zis, hai mă, soră Miriță. Așa eu zis, că m-aduc aminte, nici are rost. Și asta mai știu și eu și încă vreo 2-3 fraze în casă de la mine, adică nu inventez. Chiar o știm câțiva dintre noi chestia asta. Și se apucă Joana, așa zis-o tata meu și nu, îi spune la sora Miriță că cred că e din Dumitra sora asta. În fine, știu că e din județul Bistrița Năsăud, anyways. Și îi spune el la sora Miriță că nu știu de ce mie domnul nu vorbea și niciodată cum trebuie, niciodată nu... Nu m-am tămustă, dar nu mă laudă niciodată. Nici o problemă că sora Miriță a luat aminte. Și știi ce a făcut? Când a venit data viitoare, adică dățile viitoare, că a venit până când s-a asigurat că s-a dus din casă. Dulapuri, noptiere, tot ce-a fost. Da? Și unii nu s-au apucat. E? Au plecat bine urechea la Joana. Și după aia când vine la Joana, atâta lăuda, de avem impresia că s-aburesc și lingurile, nu că geamurile. Lingurile. Să puneau pe genunchi, vorba vine, și unii nu începea sora Miriță și rulme, și amana graut, așa vorbește domnul, suflet bărbătesc. De parcă mai era suflet acolo, că erau numai doi prin camera mare. Numai doi, că noi nu participa. Zici că era un ritual. Dar auzăm, că doamne, iartă-mă cum să n-auz, nu? Că n-aveam noi uși din alea cu izolații de 100 pe 100, auzi, nu? Așa vorbește domnul. Și ară băga un rulme și amana graut, că așa zicea ea. Asta era parola ei. Eu nu-mi bajoc ca oameni bun, vă spun doar cum a fost la noi în Năsău, da? Când locuiam în România. Că atâta înțelepciune o să reversă Domnul peste tine. O să fii mult mai înțelept decât Solomon. Și numai cu asta tot vine. Cu parola asta. Că Domnul binecuvintează cu înțelepciune. Și după ce se termina prorocia... No. Apă după aia îi punea să mănânce frumos,
Tot așa, numai doi. Și după aia nu mă vedeai pe Mirița cum aștepta în fața blocului să coboare Joana cu noi, bachetiun dulaba aia, și s-a asigurat Joana că tot o răsplătea pentru prorociile astea, că acum îi plăcea că lungea la suflet, că doare de Dumnezeu înțelepciune. Așa e, frate meu, Davidu, că ți-a dușit aminte de sora Miriță. N-ai cum să nu-ți aduce aminte, mă, n-ai cum. Nu există. Da? Deci, mă auzi, pastore, în cazul în care nu-ți convin prorociile astea, dă și tu acolo ceva, că se mai practică și din astea la pente. Cum să se practic? Și eu am fost martor și am văzut acolo. Plus alte prorocii, vai, și amar dezastre. Când veneau și se făceau prorocii că se rugau pentru sora noastră bolnavă, că le-a arătat Domnul că trebuie să facă cu tare, cu tare ei prorocii, și că o făcut și acum a venit să o vindece pe sora noastră. Și veneau și nu vindecau nimic, o lăsau mai supărată pe sora mea, că atau mințău și o amăgeau, dezastru. Deci dezastru. Da, eu știu că sunt și proroci mincinoși. Dar nu înțeleg cum deosebiți voi un proroc mincinos de unul adevărat. Mă refer la voi, la Pentecostal, că eu știu sigur că voi credeți în proroci. Nu toți, dar în mare majoritate credeți. No, așa că auzi, pastore Miriță, până îți aflăm numele. Auzi, pastore, dacă nu-ți place, dă și tu un dulap ca Joana. Știi ce zic? Și apoi câte un rol merul, câte un elic emenovelis de-a lui Chelăbuț. Și da, de-aia și ceva. Știi ce zic? Acolo. Na, păi. Ce atitudine. Lăsați comitetul. Dacă se întâmplă de față cu enoreașă, dacă se întâmplă în biserică și prorocia a avut loc în biserică, păi acolo trebuie discutat. Nu mușamalizat și ascunde și trageți cu plapume, știți ce zic? Nu, nu. De față cu enoreașă. Ca să învețe și ei ceva din toate situațiile care se întâmplă în biserică. Da, ca să învețe, să fie martor, să se dezvolte. Dacă au ce învăța, dacă n-au ce învăța de la voi, învățați voi. Pastorilor, diaconilor, prezbiterilor, lideri de nu știu ce, învățați voi de la enoreaș. Că de foarte multe ori pe băncile din biserică îs enoreaș foarte înțelepți, foarte cum se cade, foarte după placul Domnului, dar voi nu-i băgați în seamă, că voi sunteți comitetul. Să nu cumva să vă scămoșeze cineva. Ia mai cereți voi sfatul enoreașilor din biserică. Mai cere și sfatul lor, că sunt tot oameni. Noi, ăștia alți care nu facem parte din comitet, și noi suntem oameni, nu suntem sclavii voștri, nu suntem extraterestri. Nu. Eu cred că și pe un copil de clasa a șaptea, dacă îl întrebai ceva din biserică, și ăla se exprima mult mai decent decât tine. Pastore, Miriță. Cred că și după ce îmi scrie cineva cum te cheamă, eu cred că tot Miriță o să zic. Cred că așa o să zic, pastorul Miriță. Că seamănă cu prorocița Emirița din Bistrița Năsăută. Doamne, și ferește ce atitudine, oameni buni! Ce atitudine, ci că te-am chemat la comitet. Lasă comitetul și nu scoate afară din biserică. Înainte să o scoți, rezolvă situația. Stai de vorbă, să vedem și noi cum te raportezi la oameni. Când ești în tensiune, când nu ești lăudat, când nu ești speriat, când îți mai pică din sol zăia de Swarovski pe care vi puneți voi. Auzi tu că cică Domnul numai acum după 4 ani știe că eu nu sunt după placul lui? Stai liniștit că Domnul știe de când v-ați uns voi. Că acum și-a făcut curaj probabil sora aia să vină să zic că e partea a doua. Știi ce zic? No, pastore Miriță, hai, fii pe pace. Și eu cred că tu suferi un pic de sindromul lui Ionescu. Sunteți prieteni cumva? Sunteți prieteni? Cam așa de tot din eu. Beți Pepsi amândoi? Bă, eu cred că Pepsi ăla din America nu-i bun. Nu știu, are ceva naftalină prin el, nu știu ce are. Nu, nu. Aici în Irlanda e tare bun. Ata e de gustos, atâta aș bea atâta ziua, numai nu pot, că nu vreau să ajung chelăbuța. Știi, e destulă cât e. No, hai, pastore Miriță. Hai că poate ne scrie cineva numele tău și poate mergem și ascultăm un pic niște predici, să ne formăm niște opinii și așa mai departe, să te analizăm, să te evaluăm. Și dacă găsim ceva foarte scandalos și care nu-i după placul Domnului, aici pe contul ăsta de YouTube Telescop aș de nu prorocim. Știi ce zic? Noi nu prorocim, că eu nu bat joc să zic că am mesajul de la Dumnezeu sau așa. Nu, nu, nu. Dar aici eu, împreună cu cei care lasă comentarii, da, noi aici analizăm, adică ascultăm, interpretăm, analizăm, evaluăm și criticăm. Asta facem. Știi ce zic? Și apoi dacă ajungi și tu în elita noastră pe Telescop HD, nu știu ce să zic.
Că pe mine nici nu e să mă scoți, că mie nu trebuie să vin la bisericile voastre, nu trebuie să vin acolo să faceți voi cârpă din mine, nu, eu stau pe scaunul meu, că tare bine stau, atât e de mare și de confortabil. Și mă sunt și în siguranță, mai ales că am o lingură de lemn acolo în colț. De 30 de kilometri lingura mea de lemn. Mă sunt tare bine, știi ce zic? No, hai, pastore Miriță, așteptăm să vedem dacă există vreun enoreaș sau vreun rob a Domnului, numele tău, să lasă frumos în comentarii, băseiarica de unde faci parte, ca să căutăm un pic și să ascultăm predici. Că eu am impresia că nu ești ok. Am impresia că tu, ca și căpetenie, cu grade și autoritate, nu ești ce trebuie, nu ești după placul Domnului. Așa mi se arată mie un artific, nu știu de ce. Adică din atitudinea asta ta de 2 minute, nu știu dacă a fost 2 minute sau cât a fost, cam asta e. În loc să o chem tu pe sora aia să șadă bine, să-i pui cea mai mare bancă din biserică, dacă nu-i bancă, scaun, tată, dacă ne-au scaun cum trebuie, o barcă adu-i acolo în față, pune-o să șadă bine, dă-i să mănânce, asigură-te că e hodinită, mâncată, hai, soră, să vorbim, să vedem ce ți-o mai arăta Domnul. Și mai mult acolo, să vedem, să evaluăm darul ei de prorocie, că tu dacă erai inteligent, puteai să vorbești cu ea de față, cu toată biserica, nu pe ascunzâșuri cu comitetul vostru. Și așa ieșeau în evidență aptitudinile ei, cele religioase și creștinești. Da, 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 stând de vorbă cu omul, nu închizându-i gura. Nu, stai de vorbă să vedem ce vorbește omul ăla, ce pricepe. Are darul de la Dumnezeu? Nu are. Da, așa se procedează. Îi dai la om să mănânce, să bea, hodini și vorbești cu el. Da, 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 nu mucles la mine biserică. Oh, la tine biserică. Vai, pastore Miriță, că așa zângheam o Miriță. Sper să nu uit, că mi-e tare greu cu voi. Că sunteți o grămadă de pastori care, Doamne, și fenetre. No, hai, pastore, rogă-te la Dumnezeu să n-ajungi pe contul de YouTube Telescop HD, că aici n-ave milă. Știi ce zic? Aici încercăm pe cât posibil, că nu, acum ai zis și tu, nu suntem perfecți, într-adevăr, nu sunt nici eu perfectă și nimeni nu-i perfect. Încercăm să fim cât de imparțial și obiectiv posibil. Și când suntem obiectivi și nu căutăm să perem pe nimeni, e cam grav. Pentru voi, nu pentru mine. Știi ce zic? Că eu nu fac parte, dacă stai să te gândești de alucinii aia și din ce cul face parte, te anunzi pe acum să nu te mai ostenești să întrebi stânga și în dreapta. Nu fac parte nici într-un cult, sunt o persoană liberă și mă consider etică, morală și responsabilă. Acum fiecare interpretează astea 3 cuvinte după cum înțelege și pricepe. Și nu stau sub autoritatea nimănui. Mă refer pământești. Adică nu mă poate atinge nici toiagul lui Moise, nici ungerea sau saliva lui pastorul Toni Berbea, ce mă înțeleg și spun? Nu, nu, aici suntem independenți. Da? Suntem eu împreună cu unii dintre noi, care lasă comentarii. Noi suntem niște oameni independenți și liberi față de indoctrinările voastre și comitetele voastre și cultele voastre. Da. Pentru că ne permitem luxul ăsta. Adică toți și-ar putea permite luxul ăsta. Numai că multora le place să stai să fie așa sub potcove, știți? Cu jugurile alea pe cârcă, știți? Jugurile pe care voi le puneți. Și care nu-s după voia Domnului, știi ce zic? Na. Să te ferească Sfânta Maica Grațielă să ajungi pe contul nostru de YouTube. Adică pe Telescop HD. Că aici nu o să avem rețâni, știi ce zice? No, hai, pastorii, te lăs, că deja am vorbit prea multe și devine plictisitor, video. Harul și pacea Domnului să fie cu tine, pastore Miriță. Doamne, ajută-ți. Vă salut, oameni buni. Fiți pe pace și nu mai fiți supărați pe mine. Vă salută fiica mică lui Moise. Doamne, ajută la toată lumea. Doamne, ajută. Sărbuna, servus, Naomi. Bye, la revedere. Prin America, cum se salută? Bye, bye. Bye-bye. Pacea Domnului.